Salutare! Și în episodul ăsta, băieți, este ceva uimitor. Ați văzut în titlu, ați văzut în poză. În momentul ăsta sunt cu un camion și vreți să vedeți ce avem în spate. Ce car eu în momentul ăsta? Păi, hai să mă opresc un pic. Oricum, nu am mult timp la dispoziție, că astăzi avem treabă imensă. Deci avem aici un camion, după cum îl vedeți, e dita mai camionul de mare și ia uitați și voi ce transportăm, băieți. Este o locomotivă, da, văd că camera merge cam greu, dar nu știu care să fie motivul. Deci avem aici, băieți, o locomotivă de la CFR, o locomotivă cargo, un marfar, după cum vedeți, ia uitați-l și voi cât este de mare. Deci sunt în Dumești în momentul ăsta și primarul din Dumești a avut nevoie de mine, băieți. A avut nevoie de mine ca să-l ajut cu locomotiva asta, că nu sunt mulți oameni în Dumești aici care se descurcă pe așa utilaje. Deci ia uitați și voi aici cât este de mare, băieți. Este locomotivă, e tren. Deci este tren și mi-a spus că o să-l și pun și pe șine. Deci vă dați seama, nu sunt doar eu singurul care lucrează cu locomotiva, adică vă dați seama că sunt o grămadă de lume. Dar uitați-vă și voi cât e de mare și ce am ajuns eu să fac. Ce am ajuns să fac, băieți. Nu m-am așteptat niciodată că de la un universal să ajung să lucrez cu trenuri. Ia uitați și voi cât e de mare. Deci mergem pe aici, vă dați și voi seama, traficul în momentul ăsta este oprit. E oprit cu poliții, cu tot. Deci sunt doar eu singur aici în Dumești, cum ar veni pe drumul ăsta. Mai exact, ăsta este drumul principal și în momentul ăsta merg cu această bijuterie, acest utilaj foarte greu, că este foarte greu. Deci voi știți cât de greu am urcat, că pe aici au mai fost niște dealuri, niște chestii. Deci foarte greu am urcat cu dita mai remorca asta, cu trenul în spate. Voi vă dați și voi seama, dar hai întâi să facem și noi o poză aici. Să facem o poză că e ceva rar. Deci ăsta este un moment unic, băieți. Uite pe aici este drumul. Hai să ne oprim puținel și să fac, băieți, o poză. Ia uitați și voi trenul, băieți. Deci am ajuns eu să car un tren. Da, nici mie nu vine să cred. Ia uitați-l și voi cât este de mare. Este prins cu chingi, cu tot. Ia uitați roțile acolo. Deci tren, da, tren. Deci chiar nu vine să cred că primarul din Dumești a apelat la mine să fac treaba asta. Deci chiar nu vine să cred. Bun, și hai să începem, băieți, aici să continuăm la aventură, că avem, ia fiți atenți și voi ce e în spate acolo. Deci nici nu vine să cred, băieți, deci nici nu vine să cred că eu în momentul ăsta transport un tren. Da, da, știu, știu. Ia să credeți și voi în comentarii dacă o să mă descurc să-l pun și pe șine, să-l duc, să-l întorc, să fac, o să fie de lucru, băieți. O să fie de lucru. Bun. Hai să mă încadrez eu pe drum aici, să nu ne răsturnăm, că vă dați și voi seama că atâta ne trebuie. Deci primarul a spus că are o dita mai macara, că a privit un episod de al meu și a văzut că am mai lucrat eu pe o macara. Eu nu mai știu acum ce episod, că eu nu am cam lucrat pe macara. Deci, nu știu, poate eu, sunt eu uituc, dar eu nu țin minte să fi lucrat vreodată pe o macara din aia mare. Dar poate am uitat, băieți, poate am uitat. Bă, ce-a făcut pe omul ăsta aici? Ia uitați mașină fără mată ce are acolo. Bun, deci pe aici este drumul către gară, băieți, și o să fie un drum destul de dificil. Da, o să fie un drum destul de dificil, că pe aici o să fie numai, după cum vedeți, dealuri, te urci, cobori, stânga-dreapta, trecem pe un pod care e vai de capul lui, după cum îl vedeți acolo. Să sperăm că ține, adică trebuie să țină, că atunci când au luat oamenii ăștia în calcul asta, s-au gândit cei că, bă, ori ține podul ăla să trecem, ori nu ține. Bun, ia uitați aici, băieți, podul. Ia să trecem noi, uite, pe aici. Și am urcat, băieți, aici, ia uitați, am urcat, am trecut de greu, cred, nu sunt sigur, doar cred. Bun, așa, am mai fost pe aici, știți, ia uitați, au făcut aici oamenii drum, au pietruit drumul aici, că am înțeles. Adică e de mult vorba că Dumeștiu, că sunt în localitatea Dumești, toată lumea o știe, o să intre în renovare. Deci golul lor este să asfalteze. Deci știți că am mai venit eu acum câteva luni bune. Am mai venit, ia uitați acolo cu poliții, mamă, aici, da. Aici, băieți, se
se montează trenul ăsta. Deci am mai venit eu acum câteva luni pe aici prin Dumești și tot așa am pus piatră. Nu am pus piatră, am pus nisip atunci. Nisip cu pământ, uite pe drumul ăsta, exact pe aici l-am pietruit. Adică l-am... nici nu știu termenul, băieți. Bun, ia să vedem noi, să nu dăm cumva prin pomii ăștia, ia să mă dau eu mai în spate, băieți. Hop, aici odată, bun, deci hai să o iau eu prin partea asta pe aici, așa. Mai în larg, băieți. Curte, este fermă ceva. Bun, ia să vedem și noi cum stă trenulețul acolo în spate, ia uitați aici. Este tren din ăla electric, că se vede că are panografe sau nu mai știu cum le spune la ălea. Bun, ia băieți să ieșim noi pe aici. Mamă, ia să vedem băieți cum ne descurcăm cu ieșitul ăsta. Așa. Mai dă-i. Unde să-l opresc eu? Păi cred că o să-l opresc aici. Salut, domne constructor, salut, da. Am și eu niște treabă pe aici în caz că nu vezi. Bun, deci uite băieți, îl las eu pe undeva pe aici. Da, uite pe undeva pe aici, gata. Îl las băieți eu fix aici. Bun, păi cred că o să trebuiască să opresc eu aici motorul. Am oprit frumos motorul. Și ia să vedem cum se prezintă băieți trenul. Ia uitați-l și voi cât aia de mare. Ia uitați băieți și voi cât e trenul de mare. Deci chiar mă mir că am avut atâta putere în camion să trag trenul ăsta. Uitați-vă și voi cât aia de... e uimitor băieți. Deci ia uitați câta greutate am tras eu pe drumurile cele mai... urâte, da? Deci drumurile la care nu ai vrea să intri cu un camion cu o remorcă de cât are? De 24 de metri și de 4 lățime, plus un tren de câteva, cred că 40-50 de tonele are. Deci credeți-mă că nu e o experiență chiar atât de plăcută. Bun, păi acum băieți, ia să mă duc eu să vorbesc cu proprietarul. Dar nu știu, e proprietarul pe undeva prin față pe acolo. Da, pe undeva prin față pe acolo, băieți. Ia uitați-l cât este de mare. Da, uitați, ăsta este proprietarul, vorbește la telefon. Și să văd cum fac, trebuie să-l și punem pe șine într-un fel. Deci trebuie să-l și montăm pe șine, băieți. Și nu știu cum o să facem aici. Hai, salut, domne, care este proprietarul? A, ăsta, bine. Bun, băieți, hai că vorbesc cu proprietarul și revin. Credeți-mă, băieți, că nu m-am așteptat la așa ceva. Deci n-am cuvinte, ia uitați și voi aici. Ia uitați băieți și voi aici, este un LMT 1300 de la Librer. Deci ia uitați-o și voi cât ai de mare, băieți. Deci îmi este și frică, credeți-mă. Hai, salutare, domne, salut. Deci ia uitați și voi cât ai de mare. Macarau asta, dacă pot să o numesc așa. Aoleu. Deci chiar îmi este și frică, băieți, credeți-mă că îmi este și frică să lucrez cu ea. Acolo este în spate poliția, oamenii pe aici, muncitorii, privesc și ei ce să facă. Și hai să plecăm la drum cu gigantul ăsta, că nici dacă știam că este pe așa, îmi făceam și eu mai dinainte o imagine așa, cam cum ar părea situația. Deci chiar nu m-am așteptat, băieți, să fie chiar atâta de mare situația, deci să fie atât de serioasă. Păi hai să-i aprindem aici niște girofare. Bun, așa odată, hai să punem și niște avarii. Ia uitați, exact așa, ia uitați și voi cât este de mare. Deci nici nu știu cum trebuie să fac să ies din curba asta de aici. Deci să nu dăm în pomi. Ia uitați și voi cât e de mare, băieți. Cât este de mare, bun, hai că ne-am instalat și noi pe drum. Acolo este polițistul în spate cu aroul. De fapt nu este polițist, este tot un muncitor din ăsta de aici care lucrează prin domeniul ăsta. Vă dați și voi seama că nu e chiar oricine să ajute aici. Adică credeți-mă că eu sunt ăla. Deci eu sunt ăla, deci chiar n-am nicio legătură cu ce se întâmplă. Dar uite că am ajuns aici. Deci ia uitați băieți și voi cât este de mare această macara mobilă. Deci este imensă. Câte tone? Ia scrieți în comentarii cam câte tone credeți că ar avea semănătoarea. Nu semănătoare, că nu suntem la semănat. Câte tone ar avea minunăția asta? Deci chiar n-am cuvinte. Ia uitați și voi cât este de mare. Bun băieți, ia să vedem cum urcăm noi aici, că e destul de... văd că nu cam are putere să urce la dealul ăsta. Da, băieți, uite, lovim acolo jos.
Păi hai să dăm atunci cu spatele. Și domnul cu poliția, te dai un pic cu, ai cu spatele? Nu? Hai, bine, stai acolo. Bun, deci ia să văd eu cum o să fac să trec eu de dealul ăsta. Uite, o iau așa prin mai multe curbe ca să reușim să urcăm. Bun, băieți, hai că am urcat și eu până la urmă. Foarte bine. Deci uite că am ajuns aici în sătuc cu dita mai monstru ăsta. Deci ce or spune oamenii? Ce or spune babele alea și moșii alea de pe bancă care văd așa ceva? Bă, pe vremea mea nici nu era culoarea galbenă inventată, dar să mai fie și așa ceva. Bun, deci uitați acolo gara cu trenulețul, băieți. Puh, să vedem cum o să-l punem noi pe șine, că o să fie nasol. Cred, adică bine ar fi să nu fie nasol, doar, dar acum totuși trebuie să-l punem pe șine, deci e destul de dificil. Bun, păi hai că o să o iau eu, uite, direct pe aici pe șine, băieți. Uite, o iau eu direct pe aici. Ia cu șinele să trecem în partea astălantă. Ia uitați și voi câta este de mare, băieți. Deci este gigantică. Bun, păi hai să mă instalez eu aici și să vorbesc cu oamenii să văd cum procedăm. Să văd eu cum procedăm, băieți. Bun, deci am ajuns la destinație. Hai că mă duc să vorbesc cu patronul să văd cum facem aici și revin. Ia uitați, băieți, aici. Deci o să încep, băieți, să o montez. Au tras, băieți, aici camionul cu trenul mai aproape. Și hai, băieți, să începem aici, să vedem cum procedăm. Deci ia să vedem aici controlele. Așa, trec repede prin niște instrucțiuni, așa să văd cum s-ar proceda. Dar cred că este cum se lucrează și cu un telehandler. Bun, băieți, îi dăm aici o ridicare la braț. Ia uitați și voi cât este de mare, băieți. Ridicăm brațul aici. Bun. Mi-au spus oamenii să cuplez acolo în față treaba aia, adaosul ăla, adică adaptorul ăla, nici nu știu ce nume să-i spun. Deci ia uitați până acum cât este de mare, băieți. Bun, hai să întindem aici brațul, așa, și să coborâm noi acest cârlig ca să-l atașăm cu noul adaptor, ca să putem să luăm trenul, vă dați și voi seama ce vreau să spun. Bun, băieți, am cuplat aici. De fapt nu eu l-am cuplat, oamenii care sunt pe jos acolo l-au cuplat adaptorul ăsta și acum, băieți, hai să începem să luăm trenul de pe platformă și să îl punem pe șine, băieți. Hai să ridicăm mai sus aici brațul ăsta. Ia uitați și voi câta macaraua de mare, câtă investiție a fost nevoie pentru mișcarea asta, să-i spun așa. Bun. Foarte bine, uite, cam așa. Așa, bun. Deci, cam așa. Acum, băieți, ia să-i dăm noi aici o coborâre. Așa. Și să-l prindem bine acolo. Ia să așteptăm că nu avem cum să controlăm aici la un astfel de utilaj. Mă refer la macara. Nu este cum sunt la alea mici să îndoi dacă stânga-dreapta. Adică cârligul, să-l întorci. Nu, aici este stas, așa este, așa rămâne. Uite, acum ar fi fost bine dacă ar fi fost cineva acolo și să mai întoarcă puțin el din el. Să-l mai împingă mai așa ca să își vină acolo pe poziție cum trebuie. Deci cam ăsta este mijlocul, cam așa trebuie să-l iau eu. Doar că trebuie întâi să îl întorc eu, înțelegeți? Normal, așa trebuie să-l întorc, să fie pus acolo mai bine, bun. Hai că îl fac așa din mișcări din ăștia, să îl punem de al lat, înțelegeți, pe lungimea trenului acolo. Bun, băieți, uite că l-am luat, l-am pus aici pe tren și acum, băieți, mai rămâne un singur lucru, să se urce cineva acolo și să cupleze chingile. Și acela nu o să fiu eu. Eu, uite, eu stau în momentul ăsta, uite, aici frumos și mă uit. Hai, domnilor, hai. Muncitorilor, unde sunteți, mă? Unde sunt, mă, ia? Hai la lucru, hai! Bun, băieți, au cuplat aici băieții trenul și acum hai să desfac eu chingile ăștia de pe platformă, că pe ăștia nu le-au decuplat. Așa, să le strâng eu aici pe toate. Bun, sper să nu desfac alta, dar nu, n-am ce. Asta odată, așa, opa, așa, ia și asta. Da, băieți, în momentul ăsta
trenul stă pe Macara, pe chingile la Macara. Hai să ne urcăm repejor și băieți, hai să-i dăm aici o ridicare. Prima ridicare, să vedem dacă a fost cu succes sau nu. Mamă, ce frică mi-este că... Gândiți-vă, dacă nu sunt chingile alea prinse bine, poate să cadă trenul. Și... poate o să fiu și eu vinovat dacă cade trenul. Eu știu. Bun. Deci hai să-l ridicăm sus. Văd că nu e pus chiar atât de bine. Ia uitați cum arată. Hai mai sus puțin el. Ia să mai ridicăm noi de aici din brațul ăsta. Bun. Ia uitați și voi aici câta... câta... Pa, deci n-am cuvinte, băieți. N-am cuvinte. Ia uitați și voi câta e de mare. Bun. Hai să mai ridic eu aici din cârlig. Bun. Deci așa. Odată atât. Odată atât. Acum eu trebuie să îl întorc ușor. Vă dați și voi seama. Să îl pun pe șine, băieți. Hai să-l facem, uite, așa ușor. Să-l întoarcem ușor. Dar ia să lucrăm ușor. Deci chiar îmi bate inima foarte tare în momentul ăsta. Că dacă eșuez ceva, vă dați și voi seama ce o să se întâmple. Bun. Păi hai mai întâi să mai ridic eu din braț. Îl pun, uite, mai drept așa. Și mai ridic eu, băieți, din braț puținel. Ca să putem să-l manevrăm mai bine. Bun. Uite, așa. Așa. Și acum, băieți, trebuie noi să ne întoarcem ușor, să nu ne răsturnăm aici cu Macaraua asta. Așa. Sper să nu lovim. Deci, uitați și voi, trec cu trenul peste Macaraua mea. Aoleu. A, e riscantă treaba, băieți. Deci, este riscantă treaba. Bun. Ia să mai fac eu încă o dată așa. Bun. Deci, uite, așa, băieți. Așa. Trecem cu... trenul peste Macara. Eu, băieți, în partea asta ca să-mi fie mie mai ușor să îl cobor. Că uite, acum eu aș putea să dau un trenul ălălalt. Înțelegeți? Bun. Păi hai să îl întorc eu cumva de-a latul, așa, ca să-l punem pe șină. Bun. Hai să îi dăm noi aici o coborâre. Aoleu. Aoleu, să nu facem vreo prostie, băieți. Să nu facem vreo prostie. Așa. Hai că se întoarce bine, se întoarce bine până acum. Hai să-i mai dăm o coborâre aici, la cârlig. Așa, să nu lovim acolo trenul. Bun, trenul celălalt mă refer. Așa, bun. Bun, 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 până acum e totul bine. Până acum, băieți, este totul bine. Hai să mai dăm aici o coborâre la cârlig. Așa, hai să mai coborâm puțin și brațul. Bun, așa. Deci acum rămâne să aștept până se... mai pune trenul singur pe poziție cum ar veni. Bun. Asta odată. Hai că bine până acum. Bun. Uite, las un pic așa mai jos. Așa. Și acum ar trebui să-l fac cumva să vin cu el. Uite, așa. Dar nu, aia este treaba, că n-am cum să-l împing așa. Așa, hai să-l las jos. Bun, băieți. Bă, l-am pus. Ia uitați-l acolo, băieți, în sfârșit l-am montat pe șine, ia uitați-l. Ia uitați, băieți, aici, am montat trenul pe șine. Mamă, ce treabă riscantă, băieți, deci a fost riscantă, deci și acum am bate inima mai tare. Dar uite, băieți, că l-am făcut, am montat trenul pe șine, ia uitați-l și voi. Ia uitați-l și voi, băieți, hai să ne dăm jos să vedem și noi invenția, creația. Ia uitați și voi, băieți, aici. Am montat trenul pe șine. Ia uitați-l. Fuh, deci a fost o treabă riscantă. A fost o treabă riscantă, chiar a fost o lucrare, una, cred că cea mai grea lucrare pe care am făcut-o vreodată. Ia uitați-l aici. Trenul este în sfârșit pe șine, datorită mie. Deci am făcut treaba și cu această dita mai Macara și cu camionul acolo care nu se vede, dar este cel acolo. Deci cam asta a fost, băieți, eu mă opresc aici. Am terminat misiunea pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și până în episodul următor v-am salutat. Deci mă duc să mă culc, că îmi trebuie o mică pauză, o mică lungă pauză.